Negocierile de pace privind Siria, care au început, vor aborda tranziția politică în țara devastată de război, a anunțat biroul mediatorului ONU, dezmințind zvonurile despre o schimbare a poziției Națiunilor Unite. Emisarul special al ONU pentru Siria a apărut reticent în ultimele zile în folosul termenului de tranziție politică, pe care opoziția siriană îl asociază cu plecarea președintelui Bashar al-Assad. Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, care prevede negocierea asupra procesului de tranziție politică, rămâne fundamentul negociat negocierilor de la Geneva între guvern și opoziție. Problema plecării de la puterea președintelui Bashar al-Assad a fost principala cauza eșecului celor trei runde anterioare de negocieri de la Geneva.